Am revenit și în această seară îl avem alături de noi din nou pe domnul Ovidiu Machedon. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația. Vorbim așadar din perspectiva unui șef serviciu meteorologic din cadrul CMR Iași și în această seară despre o problemă pe care sunt ferm convinsă că foarte mulți cetățeni, în special cei care trăiesc în Iași, o abordează zilele acestea. Știm că suntem într-o perioadă în care avem sărbătorile de iarnă, da, după cum spune anotimpul, dar vedem că vremea nu este așa cum ne-am fi așteptat, respectiv să avem zăpadă. Ce se întâmplă? De ce avem această discrepanță de temperaturi când ne așteptăm la un anotimp destul de rece? După cum știți dumneavoastră și telespectatorii, în ultimii ani, temperatura medie la nivel global este în continuă creștere. Acest lucru înseamnă că și la nivelul Moldovei se petrece același lucru din punct de vedere al regimului termic. Eu am pregătit niște hărți pe care vi le-am adus și am să rog colegii din regie să prezinte harta privind evoluția periodică a temperaturii aerului și a cantităților de precipitații, din care o să reiasă faptul că față de perioada 1961-1990, când bunicii noștri erau la perioada tinereții, temperatura medie la nivelul Moldovei era undeva la 9,1 grade Celsius, pentru că ulterior, în celelalte perioade de referință, așa cum Organizația Meteorologică Mondială le definește, să ajungem în ultimii 30 de ani, deci în perioada 1991-2020, la o valoare de 10,1 grade Celsius la nivel mediu termic anual. În ceea ce privește anotimpul de iarnă, pe graficul din dreapta sus, se poate observa faptul că dacă în perioada 1961-1990 temperatura medie a iernilor la nivelul Moldovei era undeva la minus 2 grade Celsius, în prezent și aici avem o creștere de 1 grad Celsius, în ultimii 30 de ani temperatura medie a ajuns la minus 1 grad. Din punct de vedere pluviometric, evoluția nu este spectaculoasă de la o perioadă de referință la alta, în sensul că... Asta doream să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, ca șef serviciu meteorologic, cum priviți toate aceste modificări de la, vorbim, 10 de ani, observăm? Da, sunt modificări care se încadrează în evoluția preconizată la nivel atât global, dar și regional, la scală regională în privința Moldovei. Scenariile se concretizează de la cel puțin în ultimii 20 de ani de când Administrația Națională de Meteorologie a atras semnalul în privința modificărilor în regimul unor elemente climatice la nivelul României, iată că ele se împlinesc, astfel încât în prezent și această iarnă se constată a fi una mult mai blândă decât în mod normal. Deci, practic, aceste preconizări care au fost făcute de-a lungul anilor, le vedem așadar, sunt vizibile de la un an la altul, cum ați spus și dumneavoastră, avem acești ani de referință, care ne arată faptul că există o încălzire. Și discutam cu dumneavoastră, vorbim de acea încălzire globală, dar un fenomen care a apărut de foarte mult timp și vedem că se revarsă, să spunem așa, și asupra anotimpurilor noastre în România, în Moldova, că îmi spuneați înainte de a intra cu telespectatorii noștri în direct, faptul că ne aflăm într-o zonă, da, avem un climat temperat continental, dacă nu greșesc. Da, care nu se va modifica. Deci aceste schimbări sau titulatura de schimbări climatice care se poartă în prezent, din punctul meu de vedere, o consider una exagerată. Eu sunt adeptul noțiunii de modificări în regimul unor elemente climatice, și anume în privința regimului de temperatură și a cantităților de precipitații, care modificări duc și la un anumit comportament în privința unor alte fenomene meteorologice. Acest lucru înseamnă că numărul de zile cu fenomen de ninsoare scade de la o perioadă de referință la alta, de asemenea numărul de zile cu strat de zăpadă scade de la o perioadă de referință la alta, și mă refer aici doar la regiunea Moldovei, dar și în alte zone. Bun, și dacă îmi permiteți așadar să ne așteptăm peste încă alți 10 de ani să nu mai avem deloc zăpadă, dacă observăm o scădere a stratului de zăpadă, a zilelor în care ninge, sau cum ar trebui să privim acest lucru? Sunt mai multe scenarii climatice, o să vedem pe care dintre ele o să ne încadrăm până la urmă. Deocamdată, dacă ne referim la scenariul cel mai blând, nu cred că vom scăpa de iarnă în adevăratul sens al cuvântului. Bun, acest lucru nu înseamnă că în regiunea României sau al Moldovei, în cazul nostru, nu vom mai avea ninsori sau strat de zăpadă. Vor mai fi,
Pentru că există și o anumită ciclicitate în privința mersului climatic la nivel global, astfel încât la un moment dat, cu siguranță, asta și coroborat cu măsurile pe care omenirea ar trebui să le ia, și aici este cu tot o altă discuție, probabil într-o altă emisiune o putem dezvolta. Sigur. Deocamdată trebuie să reținem faptul că temperatura crește, precipitațiile, forma acestora este legată de mersul temperaturii. Din punctul de vedere al evoluției cantităților de precipitații de la o perioadă de referință la alta, diferențe foarte mari nu sunt. În schimb, în privința evoluției caracterului pluviometric, acesta se repercutează în timpul în care precipitațiile se înregistrează. Ce vreau să spun este că la nivel de ansamblu cantitățile sunt aproape aceleași, dar pe intervale foarte mici de timp cantitățile sunt mult mai mari. Cu alte cuvinte, se constată faptul că de la o perioadă de referință la alta a crescut sau s-au intensificat precipitațiile. Deci caracterul torențial al ploilor este din ce în ce mai evident. Și putem vorbi și despre o cantitate acestora. Știm la fel de bine că ne-ați adus câteva informații. Uite, vedem aici cantități de precipitații. Da, ceea ce vizionați în acest moment reprezintă rezultatele unor estimări realizate de către Centrul European pentru Prognoză pe Medie Durată de la Reading Anglia, estimări pe care Administrația Națională de Meteorologie le adaptează și le actualizează săptămânal la teritoriul României, și se poate constata faptul că pentru perioada 2 ianuarie până pe 23 ianuarie, la nivelul regiunii agricole a Moldovei, tendința este de deficit pluviometric, adică să avem cantități mai mici decât cele normale, prevăzute de normele climatologice. Următorul slide ar putea fi temperatura aerului, în care pentru aceeași perioadă de timp, aici, mulțumesc frumos, se constată faptul că până pe 23 ianuarie, de pe 2 până pe 23 ianuarie, temperatura medie la nivelul României, respectiv al Moldovei, va fi mult mai ridicată decât în mod normal față de valorile climatologice normale. Trebuie să atragă atenția asupra faptului că aceste estimări vizează doar abaterile temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2001-2020, fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nefiind prognozate cu ajutorul acestor estimări. Am înțeles. Eu doream să punctez împreună cu dumneavoastră, pentru că sunt ferm convinsă că ne puteți da o opinie foarte profesionistă în ceea ce privește anumite discuții de la nivel global, mondial, nu știu, să le luăm așa, inclusiv național, știu că au fost câteva întruniri, să spunem, care s-au organizat, plecând de la această încălzire globală, cum că în ani vom ajunge să avem doar două anotimpuri. Și aici aș vrea să clarificăm un pic această noțiune. Este posibil așa ceva să avem... Din punct de vedere fizico-geografic, România se află într-o zonă, aș putea spune, binecuvântată de Dumnezeu. Avem toate cele trei forme de relief, avem un fluviu care ne traversează, avem și acces la o mare, astfel încât cred că n-ar trebui să ne punem probleme din acest punct de vedere, și poate că ar trebui mai mult să luăm măsuri adaptative la aceste modificări. Iernile nu vor dispărea, anotimpurile de toamnă nu vor dispărea, nici cele de primăvară, respectiv anotimpul de vară. Da? Dar nici nu vom avea doar treceri bruște de la vară către iarnă, pentru că avem celelalte două anotimpuri care se vor intersecta cu primele. Înțelegem. Mi-ați mai menționat anterior legat de niște comportamente pe care ar trebui să le adaptăm, da? Sau să le implementăm în ceea ce privește aceste modificări de climă. La ce v-ați referit? Ați spus într-adevăr că este o discuție mai amplă, dar măcar câteva idei, dacă vreți să ne transmiteți, referitor la noi oamenii în legătură cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Am să mă refer în primul rând la România. Cred că ar trebui mai întâi să știm să alegem niște oameni care să abordeze și din punct de vedere practic acele măsuri prevăzute în strategia climatică pe un interval destul de îndelungat, până în 30-40 de ani. Constatăm că împăduriri serioase la nivel național nu se efectuează decât doar pe la televizor. Constatăm că acele sisteme de irigații nu sunt implementate la modul cel mai serios decât pe aici, pe acolo. Constatăm că
Într-adevăr, a fost un an secetos, mai ales pentru cei din domeniul agriculturii, și atunci au fost niște discuții referitor la sistemele de irigație care sunt în România, care au fost pe vremea lui Ceaușescu. Da, uitați, în acest an, în perioada mai, iunie, iulie, cele 3 luni de zile, analizate statistic din punct de vedere climatologic, vă pot spune faptul că aceste 3 luni sunt cele mai secetoase 3 luni luate consecutiv, da, în ansamblu, din ultimii 60 de ani. La nivelul Moldovei. Și practic România nu a fost pregătită pentru asemenea... Rezultatele le-ați văzut și dumneavoastră. Într-adevăr, cei din domeniul agriculturii au avut de suferit foarte mult. Totodată avem încă o imagine pe care dumneavoastră ne-ați adus-o în legătură cu acele rezerve, aceasta era, cu acea rezervă de umiditate, da? Și dacă ne explicați un pic, practic, care aceste culori, ce ar însemna pentru fiecare regiune, în special a Moldovei. Da, aceasta este o hartă cu distribuția la nivel național a rezervei de umiditate în stratul de sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă, o hartă de interes pentru agricultori. La momentul 15 decembrie, cultura de grâu, cel puțin la nivelul regiunii Moldovei, mai aveam zone în care aceasta era în stadiu de vegetație. După data de 15 decembrie, cultura de grâu de toamnă a intrat în repaus vegetativ. Dar agricultorii sunt interesați să afle care este rezerva de umiditate disponibilă acestei culturi până la nivelul acelei date, respectiv să-și facă calculele pentru primăvară, atunci când cultura își va relua vegetația. Ei, aici mai intervin și celelalte aspecte legate de stratul de zăpadă din timpul iernii, cantitățile de precipitații, precum și de efectele temperaturilor minime absolute din timpul acestei ierni. Bun, dar toate aceste estimări sau, mă rog, informații pe care dumneavoastră împreună cu colegii le livrați către, să luăm așadar, domeniul de agricultură. Vedem, ați spus, de aceste 3 luni de secetă, da? Vedem, iată, așadar, o iarnă care se arată a fi întârziată. Mai pot aceștia să aibă predictibilitate în ceea ce privește, nu știu, poate cineva vrea să se dezvolte în domeniul agriculturii sau nu știe ce soi să planteze, nu știu, anumite, cum ar fi, da, grâul? Da, se poate, sau... pentru că Administrația Națională de Meteorologie deține o bază de date climatologică în care agricultorii dispuși să facă investiții în România pot accesa acele date, le pot prelucra, ANM-ul le poate prelucra, pentru că avem un laborator de agrometeorologie în cadrul instituției care desfășoară genul acesta de activitate, de cercetare pe linie de agrometeorologie, și le poate furniza investitorilor informații legate de evoluția elementelor climatice, astfel încât ei să-și aleagă sau să-și adapteze strategia, tipurile sau strategia de viitor în privința investițiilor în agricultură. Înțelegem. V-aș întreba foarte pe scurt când să ne așteptăm să avem zăpadă, dar ar fi o întrebare puierilă, dat fiind faptul că am văzut câte informații ne-ați transmis și mai mult decât atât de faptul că, îmi spuneați înainte de a ne întâlni și cu telespectatorii noștri, faptul că ne puteți pune doar o prognoză pe următoarele 3 zile și mie, sincer, mi-ar plăcea să aud măcar pentru următoarele 3 zile și poate ducem și o notă de subsol către seara de Revelion pe care o așteaptă toată lumea, această trecere dintre da. Ani. Până spre weekend, vremea rămâne mai caldă decât în mod normal, la nivelul întregii regiuni a Moldovei. În cursul nopților și al dimineților vor fi condiții de formare a norilor stratiformi, din care pot să cadă burnițe slabe, și vor fi condiții la fel de ceață. Temperaturile maxime ale aerului vor oscila în timpul zilei între 7 și 12 grade, și iar cele minime vor coborâ undeva la minus 1, minus 2 grade Celsius. Vântul va sufla slab și moderat. În schimb, în noaptea de Revelion ne vom confrunta cu o vreme ce va avea o tendință de încălzire mai accentuată comparativ cu zilele anterioare, astfel încât maximele termice la Iași pot urca până la valori cuprinse între 7 și 11 grade Celsius, iar temperaturile minime vor oscila în acea noapte între 2 și 6 grade. Valori mai ridicate vor fi în zonele cele mai înalte, iar valori mai coborâte minime în zonele cele mai joase, cum ar fi lunca Bahluiului. În acea noapte la Iași vor fi condiții de nori stratiformi și posibil fenomen de ceață. Dar cu o probabilitate mai ridicată pentru ceea ce se va petrece noaptea de Revelion la Iași, cred că pe vineri am putea ști mult mai multe.
Având în vedere că avem această perioadă de 3 zile, automat însă apreciez foarte mult că ne-ați dat măcar așa câteva indicii la ce să ne așteptăm sau după ce să urmărim pentru seara de Revelion. Dacă o tendință de scădere a temperaturii aerului, să știți că va fi după data de 5 ianuarie. Până atunci, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal. Vom reuși să vedem focul de artificii organizat de municipalitate sau va fi ceață? Vă spuneam mai devreme, cu o probabilitate la punct fix mult mai ridicată, am putea ști undeva spre joi sau vineri. Am înțeles. Din experiența dumneavoastră profesională și având în vedere că prin fața dumneavoastră trec atât de multe grafice și de-a lungul anilor mai mult decât atât, unde să fugim să plecăm pentru a vedea zăpadă? Unde? Adică care a fost, să spunem, tendința în țară pe care ați văzut-o sau din punct de vedere personal, dacă ar fi să alegeți să mergeți undeva unde poate ați reușit să vedeți zăpadă? La ora actuală, strat de zăpadă există doar la munte. În rest, nicăieri. Am înțeles. Deci așadar să ne așteptăm la un început de an cu temperaturi ridicate față de... Mai ridicate decât valorile normale. Am înțeles. Și deficitar din punct de vedere pluviometric. Dar totuși vom avea ninsoare. Sau cel puțin ar trebui... La munte, temporar, se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare, dar nu foarte însemnate cantitativ. Înțelegem. Mi-aduc aminte anul trecut, de fapt nu, în anul acesta, în luna ianuarie, exact așa a fost, că nu prea a fost zăpadă de sărbători. În schimb, în luna ianuarie a venit așa un val de zăpadă în care la munte știu că efectiv toate stațiunile au fost arhipline de turiști, tocmai pentru că a fost o ninsoare un pic spontană. Cum vă spuneam mai devreme, tendința de răcire a vremii va veni după data de 5 ianuarie, când se văd și ceva precipitații cu caracter mixt. Dar mai multe am putea să vă spunem după data de 1 ianuarie. Am înțeles. Oricum, toate lucrurile acestea se au treptat și, cum ați spus și dumneavoastră, de la o zi la alta apar modificări, este și normal. Ce doream să vă mai întreb legat de aceste ninsori? Nu știu, dacă, de exemplu, ați pățit vreodată din cadrul CMR Moldova să aveți un fenomen meteorologic spontan la care nu v-ați aștepta sau pe care să-l fi preconizat poate în altă manieră și s-a prezentat a fi altfel. Cum ați reacționat sau cum ați gestionat informațiile pe care le-ați văzut? La nivelul Centrului Meteorologic Regional Moldova, din câte mi-amintesc eu, avertizările și alerturile au fost transmise de fiecare dată pe diferite coduri de culoare. Se întâmplă uneori ca teritoriul unui anumit județ să fie avertizat cu un cod de culoare de genul portocaliu pe linie de precipitații, acele precipitații urmând a atinge acel prag de culoare în anumite zone, dar pe teritoriul județului Iași. Asta înseamnă că, din punctul nostru de vedere, regiunea a fost avertizată și respectivul semnal s-a realizat, deci alertul este corect. În schimb, pentru cetățeni aflați în alte localități de pe teritoriul municipiului Iași, percepția a fost cu totul de altă natură. Absolut. Bine, oricum noi cei care locuim în această regiune a Moldovei am observat că într-adevăr am primit aceste alerte și aceste sesizări chiar foarte pragmatic și exact înainte de a nu am participat din fericire la niciun dezastru natural, să spunem așa, în care să fim implicați. Dar mă gândeam acum din perspectiva dumneavoastră, ca și observator, că mai ales că analizați anumite date, dacă a fost vreun moment în care să fi zis, măi, uite ce avem aici, că nu mă așteptam la acest lucru sau lucruri de genul acesta. Ceva să vă surprindă, un fenomen natural atât de să aibă un impact foarte mare asupra muncii, practic. Da, în ultimii ani cred că ați constatat și dumneavoastră prezența fenomenului de tornadă undeva chiar prin județele Galați, da? Sau prin sudul României. Fenomenul tornadic nu este un fenomen exclus. În schimb, se întâmplă ca uneori să apară și acesta este un fenomen surprinzător pentru toată lumea, inclusiv pentru noi meteorologi. Înțelegem. În ultima parte a discuției noastre, domnule Machidon, aș vrea să discutăm puțin despre o noțiune interesantă pe care mi-ați comunicat-o, respectiv acea noțiune de adaptabilitate, da? Pe care mi-ați spus că, având în vedere da. Că trăim într-un climat care are 4 anotimpuri și tot timpul să avem schimbări, să ne așteptăm la aceste schimbări, la ce v-ați referit prin această noțiune? În primul rând, adaptabilitatea, mă scuzați, ține de modul nostru în care ne desfășurăm viața la nivel micro, să spunem, de localitate, dar și macro la nivel de țară. La nivel micro putem lua măsuri prin care să ne reducem costurile cu energia,
să plantăm, dacă este cazul, vegetație ce ne protejează în perioada foarte caldă a anului, iar la nivel macro, autoritățile să ia măsuri de gestionare a suprafețelor slab economic, din punct de vedere a suprafețelor agricole, dar slabe din punct de vedere al potențialului economic. În regiunea cel puțin agricolă a Moldovei avem întinse suprafețe de teren degradate, cel puțin în zona Podișului Central Moldovenesc, afectate de fenomen de eroziune, care se amplifică de la un an la altul. Și observăm o intervenție a autorităților? Deocamdată nu. Deocamdată nu. Și mă gândesc că acest lucru poate degenera și mai mult decât atât poate afecta... Acele suprafețe de teren care sunt degradate și care din punct de vedere agricol nu mai pot fi utilizate, pot fi trecute în domeniul silvic. Oamenii, proprietarii despăgubiți în privința aceasta sau găsită o formulă astfel încât ei să poată căpăta cât de cât niște un beneficiu, bani, da, să spunem, un beneficiu în urma pierderii, de urma cedării terenurilor, iar în timp, probabil în 30 de ani, când pomii vor ajunge la maturitate și ei să beneficieze de pe urma activității silvice, la urma urmei fiind terenurile lor. Da. Domnule Ovidiu Machidon, vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezență, pentru toate informațiile precise și am văzut așadar și cu informații vizuale pentru telespectatorii noștri. Să ne așteptăm așadar la un final de an fără ninsoare, dar mai vedem asta în seara de vineri. Ne-a spus să urmărim vremea, să vedem cum va evolua. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem și mâine de la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.